Bine v-am regăsit, dragile mele! Am o surpriză și se numește Rafaelo. Rafaelo? Te lăsi tu să vă la fete? La de la cor? Oh, m-a spus. L-am trezit din somn și nu am început cu el așa, oricum. Vrem să o salutăm pe Lorena de la Oradea. Lorena, și tu pe mamită. Pe Coco. Ce-i spui? Uite, mami, mă fac ce mai grăsuț de la zi la zi. Aceasta este noua noastră pisicuță, de fapt este un băiețel, Rafaelo. Ați văzut, l-ați văzut deja, are și profil de Instagram, e vedetă deja. Așa, o să vă las totul în descriere. Și am început cu el pentru că și acest clip are legătură cu el și mai exact cu persoana foarte dragă de la care l-am primit, și anume Lorena. Lorena, te salut! Nu mai vine să mă deslipez de el, deci toată ziua aș pupa cu poșenia asta. Las acum să stea pe aici, pe jos. S-am prietenit foarte bine cu Panda. Cu Mini mai puțin, dar cu Panda sunt mari, mari prieteni. Iar motivul pentru care filmez este că am făcut un nou swap cu Lorena, cu Mademoiselle Lorraine. Coletul a sosit acum foarte, foarte puțin timp. Doar l-am desfăcut, dar n-am nici cea mai mică idee ce este în interior. L-am desfăcut cu Farfeca. Ca să nu fac eu acum zgomot de la ciudat și să pomănâncă nasul, mă pomenește cineva. Așa, l-am dat pe Rafael pe, la, pe aici pe aproape. Și împreună cu Lorena am zis, hai să mai facem așa un swap de vacanță. Toți suntem înainte de a pleca fiecare în vacanță și cred că ne vom și vedea, Lorena, anul ăsta. Divulgăm puțin, așa. Și nu vă promitem, dar dacă reușim să prindem și noi, să stăm măcar 2 ore, poate și filmăm ceva împreună, măcar un vlog, ce zici, Lorena? Dar până una alta, haideți să vă arăt ce am primit, pentru că nu am desfăcut încă cu etichete pe el. Hai să-l desfac. Fac, fac. Și arată așa. Bun. Ceva cu... multă vară așa pusă într-un cu floarea soarelui. O felicitare. Și îmi zice aici, mă bucur nespus pentru acest swap și îți mulțumesc pentru minunățile trimise. O să vedeți și voi pe canalul Lorenei. Sper să le folosești cu drag tot ce am ales cu grijă pentru tine. Vacanță plăcută. Te pup, te pup și eu, Lorena. Și acum hai să vedem ce avem aici. Da, vreau să vă spun că Rafaelo deja se plimbă pe aici. Aștept că o să doarmă. Bun. Și hai să începem. Param! Le luăm pe rând. Accesorii. Scrie aici. Ia să vedem ce o fie aici. Lorena, de când am făcut noi primul nostru swap? Eu nu mai țin minte, oricum știu că prima și primul meu swap pe YouTube l-am făcut cu ea și am fost așa un pic, pentru că ea era deja foarte cunoscută și așa, eu nici nu știu, aveam atunci 1000 de urmăritori, parcă aveam. Și după aia am fost așa, am pensule. Pensule de la Kilis. Ia uitați-le. A, la fix. Tot nu aveam suficiente pensule, dar niciodată nu știu că și chiar de la brandul ăsta am tot văzut. L-am văzut și la tine, Lorena, ceva, dar nu am... Și am una de blush, una de fond de ten și una de sprâncene. Bun. La fix. Și ceva chiar o desfac pe asta de fond de ten, să văd cum e, că sunt prea curioasă. Mamă, dar ce bine sunt lipiciozitate aici. Așa. Scoatem. Pentru că chiar pentru vacanță mă întrebam ce pe... e mișto. Îmi place că e deasă. Dar chiar mă întrebam acum pentru vacanță ce pensulă de fond de ten să-mi iau cu mine și uite, chiar o să o iau pe asta. O să o dezinfectez și o iau pe aceasta. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Ceva pentru drum. Da, ia să vedem ce o să iau eu la drum. O să iau așa. Șampun cu Brazilian Keratin. Chiar n-am avut niciodată ceva cu chestia asta, care am înțeles că mai foarte populară cu keratina asta braziliană. Așa. Ia
să mai vedem ce mai e pe aici. Oh, și aici sunt după aia o grămadă de, în acest pliculeț, am o grămadă de eșantioane de la Eucerin. Și asta cred că e ceva nou. Oricum, eu eșantioane de la Eucerin a avut destul de rar. Și astea sunt cremele de la Farmec. Lorena e o foarte bună cunoscătoare a produselor Farmec și am și eu 3 motre. Să știi că așa le iau, cum sunt aici, și am alături, uite, ca să nu ziceți că mint, asta este borseta pe care mi-am pregătit-o pentru plecat acum în concediu și o să le pun direct aici, pentru că sunt acum și în pregătiri de bagaje și o să le pun frumos direct la mine. Ceva franțuzesc! Oh, merci beaucoup, chérie! Donc, il y a quelque chose à c'est ici. Je ne sais pas. Ia să vedem. Mamă, cred că am văzut ceva ghirlan. Am văzut ceva ghirlan. Ce ai făcut, Lorena? The eye pencil, da. Lorena, te mănânc ca să... Am un creion de la... un creion de la ghirlan. Da. Este un creion. Cred că e un vișiniu. După cum se vede. Ia stai să văd ce scrie aici. Da, Deep Purple. Nu prea am folosit eu până acum vișiniu și mov, dar de curând, nu știu, cred că m-ați mai văzut voi pe Instagram, că ultima vreme m-a apucat mania și mania selfie-urilor, că așa mi-am redescoperit elanul de a mă machia și am început să atentez la culori la care până acum nu aveam așa curaj și am văzut că îmi stă bine și cu mov. Și cel puțin ghirlanul are niște nuanțe de mov și de lila foarte drăguțe, mai am o paletă care are așa ceva foarte mișto, deci la fix. Oare să le iau și pe asta în concediu cu mine? Acum cât o să mă machiez eu acolo, stai să vedem ce mai e pe aici. Oh, nu se poate, nu se poate. Ce-ai făcut, Lorena? Ai dat spargere în ghirlan? Alt ghirlanism pe aici. Un ecran LED. Mi-a căzut folia. Ce ai făcut, Lorena? A căzut și pensulica. Dacă eu am dărâmat... Știți că sunt tot aici, n-am plecat. Dar strâng astea de pe jos. Pentru că, ups, din viteză este ecran LED. Nuanța 08. Too spicy. Pai și o să se potrivească perfect și cu creionul acela. Vai, ce faci tu, Loreno, Loreno? Ah, nu mă așteptam. Deci chiar îți spun sincer că nu mă așteptam la chestii ghirlan. Da, uite așa se întâmplă. Hai să vedem ce mai e pe aici, că lucrurile au început bine. Și mai am aici, nu pot să cred, la Lac Couleur, Champs-Élysées. Eu atât de rar mă dau cu ojă, dar da, recunosc că sunt snoabă și când este vorba de ojă, am un fix. Ori Guerlain, ori Chanel, ori Dior. Pentru că și așa mă dau rar și atunci când mă dau când mă dau rar, chiar vreau să fie așa ceva. Să, wow, să-mi placă la nebun. Uitați-vă și vă, da. Deci, clar, seara să trebuie să-mi fac și unghiile. Acum am motive în plus și aici am tot felul de mostre de la Guerlain. Am tot felul de mostre, să le desfac, să le vedeți și să le pun și pe acestea la mine, pentru că nu strică. Pai mă, Lorena, mă, chiar Guerlainism mi-ai trimis, mai omorât. Și mai am aici o mostră din Abbey Royal, crema de noapte, parcă. Așa drăguțe. Și mai am baza de unghii de la Guerlain. Băi, m-am omorât cu chestia asta. Pentru că știi de când mă uit după ea și am zis, băi, nu mai iau că e un moft. Acum o să-mi văd moftul în... Băi, mulțumesc de suflet. Mulțumesc de suflet. Chiar nu mă... Baza de unghii, ți-am zis, mă uitam de mult la ea și spuneam, ei, un moft, nu o să dau atâția bani pe o bază de unghii, dar uite că acum moftul a venit. Ghirlanismele. Lorena, mulțumesc, mai super
Nu fie arată când primesc ceva ghirlande. Deci oricât mă uit cam în față de la și mă uit la raftul ăla înțesat, dar tot orice ar mai veni o chestie cât de mică și mai ales când vine din partea unei persoane atât de dragi, zic, wow, deci s-a pus acolo lucruri. Coloratele produse. Aici e ceva cu culoare. Mă, într-o hârtie așa roșie. Hai să vedem ce am aici. Vă foșnesc puțin, dar ziceți să vedeți și voi așa. Vai, nu știu dacă pot să arăt așa direct spre cameră. Găsesc o grămadă de chestii aici. Tot felul de lucruri. Tot felul. Ia să vedem. Prima dată, ce avem aici? Red Earth Ocean Treasure Blushing Compact. Deci n-am avut niciodată ceva de la acest brand. Nu știu cine este, de Red Earth. Habar n-am. Din Australia. Deci, ciuciu. Arată foarte interesant. Probabil că am avut, da, vedeți și ce e prin spate, că se... Deci n-am știut că poate să arate ceva atât de frumos. Stați, o steluță de mare. Uitați ce este un blushing compact Pink Horizon Sea Star. Și arată incredibil de bine. Vai cât de frumoase, Lorena. Doamne, de unde ai găsit așa ceva? Deci este... Eu n-am mai văzut până acum un blush care să arate atât de frumos. În cameră se vede cum se vede, dar în realitate, dacă l-ați vedea, e o combinație de niște rozuri, iar rozul ăsta deschis e un pixit de fat. Foarte frumos, deci o steluță de mare. Steluță de mare blush. N-am mai văzut până acum așa ceva. Na, e un brand australian. Să zicem că nu prea oprește tramvaiul din București pe acolo. Foarte, foarte mișto, ce să zic. Chiar n-am avut până acum niciodată un produs de machiaj din Australia. Așa. Aici am un The Right House Butter de la Soap & Glory. Pam, pam. Și ăsta e micuț, unul de corp. E sigilat. Nu o să-l desfac chiar acum. Ah, Healthy Balance de la Bourjois. De când n-am mai avut o pudră Bourjois. Foarte multă vreme n-am mai avut o pudră Bourjois. E sigilată, n-am să o desfac acum. Acesta este un rimel de la Milani și cu această ocazie iată și primul produs Milani pe care îl voi încerca. Am tot auzit de acest brand, dar nu am apucat până acum să încerc nimic de la ei, că va fi ocazie bună. Ăsta este un ruj Lip Vip semi-mat de la Sleek. Nici de la Sleek n-am prea mai avut cosmetice de ceva vreme. Mai avut o paletă, ruj, am mai avut niște chestii, dar na, s-au terminat și n-am mai avut de mult. O, ce ouăje drăguțe! Deci cred că în seara asta se lasă cu o jat maxim. Sunt ouăje de la Pupa. A, da, asta ce frumoasă e. Lasting Color Gel. Ia uitați-le ce culori. Parcă sunt niște bombonici. Da, în seara asta este clar, trebuie să-mi fac manicură și pedicură cât mai colorată, pentru că am noutăți și o să fiu prea curioasă să le încerc. Și mai am ceva de la Pupa. Kiss Pupa Gloss. Asta cred că e mai nouț așa, din ce văd eu. Ia să-l și desfac să văd culoarea. Ce nuanță scrie că este 208, dar nu zice nimic acest 208. Oh, ce roz! E super. Chiar super. Vă aștept să mă dau și cu el. Mulțumesc! Multă culoare, foarte multă culoare și multe și mărci noi, să zic așa. Și aici ce avem? Aici într-o chestie am așa niște de la L'Oreal. Hai să vedem ce sunt.
L'Oréal Excellence Crème Serum Protecteur Anti Avant Coloration. Ah, deci înainte să te vopsești în un ser special, foarte interesant. Știu că sunt produse speciale care se aplică pe păr înainte de colorare, dar chiar n-am avut așa ceva până acum. Chiar nu le știam. Deci L'Oréal Excellence înainte de... Foarte mișto. Uite, data viitoare chiar o să mă dau cu ele să văd și eu cum. Bun, și aici mai am ceva pe care scrie frumos pentru îngrijire. Deci aici trebuie să fie ceva skin care. Ia să vedem ce avem aici. Voi ce credeți? Ce credeți că am? Văd că a apărut ceva de la Gerom Vital. Wow, chiar îmi doream din gama aceasta. Pentru că am văzut că am în magazinul Cerovital, celor de la Farmec, și m-am tot uitat la ea și am tot dat târcoal, dar vă știți că eu acum sunt în perioada aia No Beauty Shopping Challenge. Hai să și focalizăm. Pam, pam! Nu vrea, nu-i place. Hai, drăguța mea cameră. Și a focalizat. Bun. Pentru puțin timp însă, în fine, are o problemă. Cred că nu-i prea, adevărul că e și cam ciudată culoarea. Cremă de oxigenare și hidratare. Și știu că m-am uitat eu atunci pe formulă și mi-a plăcut că avea inclusiv sodium hialuronat. Da, are și acid hialuronic. Și parcă era, știu că și în tubulet sau ceva cu pompiță. Da, așa arată. Este noua gamă de la Gerovital, este o gamă premium pentru îngrijirea anti-aging și care pare a fi așa un nou hit al acestui sezon în materie de îngrijire. Iupi! Și am și așa ceva. Ce mai avem aici? De la Elf. De când am mai avut ceva de la Elf. Și acesta este un lip tint gata glow perfect pink. Așa arată. Ce frumos vine ambalat. Chiar n-am mai avut de mult ceva de la el. Vreau mai comenz pe el. Și tot de la Elf un BB cream. Nici BB cream de la Elf n-am avut niciodată. De la Elf tot mi-am luat pensule și am mai avut farduri, rujuri, dar uite, BB cream chiar nu am avut. Super. O să îl încerc, e pentru Broad Spectrum. Așa, are și SPF 20. Bun, trebuie. Și am și o mască hidratantă de la Pupa. Pam, pam. Și pe asta o iau în vacanță cu mine, pentru că într-o seară, sigur, o să o folosesc. Draga mea, mulțumesc foarte mult. Am adunat aici o grămadă de produse și trag acum cu ochiul la ele. Ai văzut că Rafaelo este bine, mersi, se simte foarte bine, chiar mă uit acum după el să văd unde... Ah, doarme acolo într-un colț. Sper că vouă v-a plăcut clipul. Intrați pe canalul Lorenei să vedeți ce am trimis și eu. Și până data viitoare să fiți sănătoase și foarte frumoase!